iubita mea, sărutați-a jurița. Suntem în zona Călăraș și stăm de vorbă cu domnul fermier. Pisică Marian. De unde sunteți? Roșiuri de Zubraila. Câte hectare cultivați? 700. Ce aveți, care sunt principalele noastre culturi? Floarea soarelui, 150 hectare, porumb, 180 hectare, grâu, 140, rapiță, 100. Spuneți-mi, vă rog, se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre camerele agricole. Care este părerea dumneavoastră? Părerea mea ar fi să se înființeze. Noi, pe dita mai comuna, deci nu avem camere agricole, nu avem de unde lua informații, doar ce la emisiunile la televizor sau ziare și reviste atât. Ar fi foarte bună înființată, măcar pe o rază mai mare, să ai de unde obține o informație, deci suntem cu totul izolați, cum ar veni. Spuneți că sunteți din zona Brăila, aveți cumva irigații? Avem irigații, canalul stă gol, bani trebuie dați mereu, nu s-a mai dat subvenții de anul trecut, nu s-a mai dat subvenții pentru energie și am investit, am pus de sistemul, organizația funcționa, am irigat în 2009. Și de atunci, odată cu eliminarea subvențiilor, nu s-a mai irigat niciun hectar. S-a investit bani pentru repunerea în funcțiune, rețea electrică, motoare, hidrant și tot așa. Deci a fost o muncă în zadar. Un proiect FADR, n-am obținut punctaj. M-a găsit bătrân, aveam 42 de ani și n-am obținut punctaj. Este eligibil, dar fără... Astea sunt... Mai... A rămas și cu banii dați. Deci e o minciună încurajată. La consultant. Deci prima tranșă care trebuia 1% la începutul proiectului, a doua tranșă așa de împărțit în trei, deci prima tranșă 1% din valoarea proiectului, am dat 160 de milioane care au rămas cu bani dați, alergătură după toate avizele, autorizații. N-ați avut o înțelegere cu consultantul să dați banii după ce s-a aprobat? Păi el rămânea cu muncă, el pe ce muncea? El a cerut 1%, pe urmă urma la aprobare încă 1% și la achiziții 1%. Deci înțelegere. Deci trebuie să îi se spune omului din față, nene, ăsta e punctajul, îndeplinești condiții sau nu îndeplinești. Nu te pun, alegi 2 ani de zile și pe urmă e eligibil, dar fără finanțare. Și dacă rămâni și cu bani. Dar și nu mai ai curajul ca să te mai bagi și pe altă asta. Tot a fost o muncă în zadar. Păi cea mai mare durere e dacă, într-adevăr, vrem să facem agricultură, trebuie subvenționată apa la irigație și motorina. Deci astea sunt doi factori care se lovesc. Deci înființezi, faci o cheltuială pe un hectar și mai trebuie o apă sau două, nu? Nu-i dai apa aia, ai terminat cu tot. Și atunci trebuie să-ți vinzi casa, să plătești la dealerii la care ai luat inputuri și asta. Deci asta ne lipsește, apă și motorina.